Orice părinte își iubește copilul, dar contează și timpul dedicat pentru creșterea cum trebuie a celui mic. Și activitățile făcute cu copilul sunt la fel de importante pentru o educație bună. Vă dăm câteva idei de activități minunate pe care le puteți face împreună: hrănirea păsărilor, organizarea prin casă, pictura în aer liber, seara filmelor, lectura unor povești de bazm sau pregătirea unei mese împreună. Aproape toată ziua, momentan sunt în concediu, mai am puțin până să mă întorc la lucru și stau toată ziua, efectiv. Foarte puțin lipsesc de lângă el când gătesc sau am altceva de făcut. Are vreo influență asupra comportamentului celui mic faptul că vă petreceți timp mult lângă el? Da, eu cred că are. Contează foarte mult pentru el să fie mama, părinții, să nu fie crescut de bunici. Mi se pare că crește mai bine, este mai sigur, mai simte iubirea și se pare că e o influență bună. Trebuie să stai lângă copil. E un vechi proverb bătrânesc. Educația unui copil se dă din fașă. Deci ai 7 ani de acasă. Dacă nu i-ai, în viață n-ai făcut nimic. Ai 7 ani de acasă, ți-i dă părintele. El te învață ce să faci, cum să te comporți în societate, la școală, să fii cu minte, ascultător, să înveți bine. Deci, din punctul ăsta de vedere, părinții nu dau sfaturi decât bune. Deci, părintele are o mare influență asupra copilului. Părintele care e părinte, să știți dumneavoastră, ai 7 ani de acasă, înveți până mergi la școală. Alți copii, ai 7 ani de acasă, învață în timpul școlii. Alții, niciodată, și ai ajung niște rebuturi ale societății. Orice moment alături de copil este important. Prin acest lucru se creează o mentalitate și o educație bună a lui. După cum au zis și oamenii, cei 7 ani de acasă sunt cei mai importanți pentru a ajunge un om bun și civilizat în viață.